Registrul Auto Român a verificat tehnic în trafic pe parcursul anului trecut 1505 autovehicule la nivelul județului Suceava. În urma controalelor, inspectorii RAR au descoperit că 25 dintre vehiculele controlate prezentau pericol iminent de accident, în special din cauza defecțiunilor majore la sistemul de frânare și la direcție. În aceste situații, una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, care poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice la reprezentanțele Registrului Auto Român. Din totalul autoturismelor, autoutilitarelor, motocicletelor și remorcilor oprite, 49,57% au avut diferite probleme tehnice, cum ar fi proasta funcționare a instalației electrice de iluminare și semnalizare, defecțiuni ale sistemului de frânare, starea necorespunzătoare a șasiului, caroseriei sau pneurilor, jocuri anormale în mecanismul de direcție sau în articulațiile punților față și spate. 0,86% dintre vehicule au avut probleme legate de identificare. Neconcordanțe între seria poansonată pe șasiu sau caroserie și cea din acte, schimbarea culorii autovehiculului sau a destinației de utilizare. 2,99% dintre vehicule aveau dovada de efectuare a ITP expirată sau falsă. În urma analizei emisiilor poluante, la 9,83% dintre vehiculele oprite de inspectorii RAR, aceștia au constatat depășirea nivelului maxim admis. Ca urmare, inspectorii RAR și polițiștii au aplicat anul trecut 616 sancțiuni și au reținut 15 permise de conducere și 414 certificate de înmatriculare. Directorul general al Registrului Auto Român, George Adrian Dincă, a menționat că rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni.